Ia uite, mă, nepoate, mă, tamă când ne așteptam al mai puțin, veni bălana peste noi, auzi? Uite, veni bălana iar peste noi, zice Veta la mine, auzi, mă, Mărine, zice, lasă-mă că n-are putere, că ea babelor. Și asta e din urmă babă. O fi fă, dar e prea greasă, tu nu vezi? Nu vezi că e prea greasă? Și vine la mine, ne-a tănăsucă alu Colan, alu Mirea, brigadierul. Și bă, Mărine, ia și tu oamenii după malaua ta încolo, scoate, veniți cu acela colectivă să facem pârtie, să dăm zăpada la o parte, până la o rătărie acolo, să dăm de mâncare. Mă zic și făcut, plecai eu pe Mahala încolo, strigai la oameni, ieșiră oamenii care cu lopesc, care cu ceavură, ajung la Fănică, alu Șovăială. Când mă uit la el în curte, mă, frate, mi-au zăpada până la strași, n-auzi? Nici pârtie, nici nimic. Mă zic, ce-o fi cu ăsta, mă, nu s-o fi luat după timpul, probabil, o fi plecat să scalde, știi? Strig eu, bă, Dumitrică, Dumitrică, la udin casă, ce e, mă? Hai, mă, zic, ești la zăpadă. Mărine zice, eu nu ies la zăpadă. Bă, pă, dacă nu ești tu, ca mâine vine ea la tine, știi? Dă o căldură, de vine ea la tine, ce nu scoți acum cu lopata, scoți mâine cu căldarea, zic. Bă, zice, nu ies că e duminică, că eu duminică nu muncesc. Ia uite la el, mă, zic, brava. Auzi, mă, Dumitrică, bă, dacă nu muncești de fel, de fel, mă? Ce de fel? Mă, zic, să trimitem pe copiii lui Fălcosul pe la tine, zic. Păi de ce? Uite să mestece ei pentru tine, zic, că poate nu dai nici din fălci duminica tu. Poate nici nu mănânci duminica. Poate nu mănânci duminica. Mă, zice, poți să râzi tu de mine, dar eu sunt fericit. Mă zic, oi fi, mă, că și fericirea e de mai multe feluri. E fericirea prostului, știi? E fericirea surdului că n-aude ce zic că îi las de el? E fericirea orbului că nu vede, știi? Dar zic eu, bag seama, tu ești fericit cum era fericit calul lui Licu. Păi zice, cum e? Ce vorba e asta? Cum era fericit calul? Mă zic, eu îl știam curios pe el, știi? Zic, dacă e o lopată și vin cu aia, tu eu spui, bă. Eu spui dacă e. E și auzi. Zic, uite, mă, Licu, vărul meu, acum vreo 3-4 ani de zile, cumpără un cal de la Poiana Mare, știi? Vine la mine, zice, bă, Mărine, hai să vezi și tu calul, să te uiți la el, să-l vezi. Mă, duse, intrai în graj, mă, frate meu, era un fel de corcitură, auzi, între măgari, curcă ploată și câine cu jigodii, auzi. Mă, nu știai care-i capul. Da, mă uit, eu trebuie să dai în bob să știi care-i capul. Numai că sunt întins așa să mă muște, așa văzui unde e capul, știi? Când mă uit, avea și un ochi alb. Avea un ochi alb, păi. Spă bine, mă, Licule, tu când luași calul ăsta, nu văzui mă că e chior. Mă, zice, văzui eu, dar după ce îl cumpărai, că la al dracu mi-l vându pe stânga, îl cumpărai pe dreapta, auzi? Dar zice, n-are nimic. N-are nimic, ăsta e cal fericit. E un cal fericit ăsta. Ce vorba e asta, bă, cum e cal fericit? De-aia zice, când o muri, moare ușor. Că n-are de închis decât un ochi, știi? Decât un ochi are de închis. Aia zic, poate ești fericit ca calul lui Licu, știi? Poate de-aia. Pune mâna și dai cu alea, zic.